aici suntem pe teren. Nu suntem la un pom tăiat de noi, am găsit aici, noi umblăm așa la lucru, ne găsim un pom, avem farfec, că ne apucăm de tăiat. Nu, dar vrem să prezentăm un păr, nu știu cine l-a tăiat, cine e aici, într-o zonă de munte. Corona e așa cum e, e un stil de ax semi-întârziat, dar nu are problema. Vreau să vă arăt ceva chestii despre tăieturi. Avem aici acest lemn anual crescut pe tulpină, îl lăsăm, dacă lăsăm, îl lăsăm degeaba, pentru că niciodată nu va produce nimica. Totdeauna de la tulpină în sus trebuie să ai principalele, mai în jos degeaba lași, pentru că va fi umbrit și mare. Vedeți, avem lacome ăștia așa mari. Ăștia trebuie tăietura la inel. Aici asta nu a fost atins ani de zile, vedeți, se observă. Deci faci rău și când tai masiv într-un pom, dar și când nu tai. Deci nu ai un pom altoit, trebuie să lucrezi pe el în fiecare an aproape. Vedeți, avem astea foarte îmbătrânite, este vetre de rod îmbătrânite, de aceea mai trebuie ciupite pentru a împrospăta puțin ramura. Și pe ăla facem niște cepuri, să atragă ceva lemn anual tânăr. Aici, vedeți, întotdeauna pe lemnul de 2 ani ce produce, rod. Lemnul de 2 ani și după aceea trebuie redus la rod. Aici am chemat seva, să tragem puțină seva în bătrâna creangă. Acum, vedeți, avem un lacom aici, bun. Avem al doilea lacom, ăsta are o creștere foarte mare verticală, ce faci? Trebuie să-l iei. Și l-ai băgat aici. Aplecându-l așa, anul ăsta 100% ramifică și diferențiază pentru rod. La anul vine reducția. Depinde câte pere poate să țină. La fel aici de asta, nu mă ating, asta o împrospătesc pentru la anul. Pentru că anul ăsta e mai bună asta, lucrez cu ea 2-3 ani, după aceea intervine aici, o să dai 2 sau chiar 3 sau una, depinde. Asta rămâne neatinsă. Aici, vedeți? Asta a fost ciupită aici. Uite, am rupt-o. S-a înaintat și nu-ți dă nimica. De aceea nu se taie lemnul de un an. Pentru că îl înaintezi de la bază foarte mult și rodește pe vârf. Aici e tot îmbătrânit. Trebuie întinerit puțin, învigorat. Deci cu lemnul anual, deci după ce pomul e format, de preferință să nu-l atingi un an, care, bineînțeles, are poziția bună, nu-i pe burtă, nu-i pe spate, numai în al doilea an, după ce diferențiază în anul în curs, vine redus la rod. Deci e cea mai bună tactică la orice tip, aproape de păr, aproape, nu chiar la tot, și la măr, chiar. La măr e mai puțin mai dificil la Florina, unul dintre soiul. Ăla nu e chiar așa ușor de tăiat, chiar și părul nu e chiar așa ușor, nu poți să înveți într-o zi să tai un păr sau într-un video. Pentru că îți trebuie foarte mult timp. Acum încă ceva pe final. Acești lacomi, când vrei să elimini, la multă lume văd ceva, mai ales aici pe șarpante. Vin și fac o tăietură din asta la 10, 15-20 de centimetri, sau cum e asta aici, vin și face, nu, eu reduc, e prea în interior. De aici pleacă o sevă ca racheta în sus. Deci de aici îți dă 4 ramuri de 2 metri, uitați, exemplu. Exemplu e aici, uite, hai să-ți arăt exemplu. Aici a fost încrestată ramura asta, ce-o dat o furcă, creșteri masive, aici pomul nu mai produce nimic, și tot înaintează în sus. Uite, o ramură bună care nu a fost atinsă, rod, rod. Are aici mugurile astea umflat, care crește foarte puțin și în spate îi dă timp la sevă, pentru că la sevă îi place să meargă în sus ca racheta. Cu cât o ramură inclinată, ramifică și diferențiază pentru rod. Bun, mulțumim!